Bună seara din nou și acum să discutăm despre o nouă poveste din nou. Știți că sunt foarte mulți băieți sau bărbați care au ceea ce se cheamă o decepție. Unii că o au prea mică, unii că o au prea mare. Cel care o are prea mare. Ce ai nebunit? Păi eu am de 16. Și știu ce pățesc. Până găsesc una care să potrivească pentru a mea. Așa. Mai stai ce mai stai un pic. Ce ai nebunit? Eu știu cum e de mica mea, știi? Știi? Știu ce pățesc, știi? Și mai stă, ce mai stă? Mai stă, ce mai stă? Un pic. Cea cu aia mică, eu mă duc să o prelungesc. Ce ai nebunit? Eu știu ce ai. Ce am și ce fac și ce dreg. Ce ai nebunit? Interesant, nu? Foarte interesant. Și după care fiecare își găsește o prietenă pentru a lor, hai să spunem, scună. Și când ajung, unul spune: dragule, sunt așa fericită că te-am găsit. Iar cealaltă: da, am testat înainte și un 16, și un 14, și un 12, și tot așa. Până când într-o zi începe ceva și mai și. Și mai și. Da, că eu mă duc să-mi prelungesc, că e prea mic. Al meu e de 4 și ajunge la... Trebuie să-l duc la măcar la 12 ca să fii tu fericită. La care ea începe: nu te las! Nu te las, tu nu-ți dai seama. Faci scandal înainte. Până la urmă, după o lună, treci la fapte. Că ai cu o prelungire. După ce faci prelungire, începe ea: dracu m-a pus. Acum stau ca... Nu stau ouăle ca și vișinele sau cireșele în copac. Știi? Și iată. Păi, de bărbate, ne? Ai vrut-o mai lungă. Știi? Sau tot așa. Păi iată. Ce înseamnă puful pentru unii?